Am aici un sistem de măsoară, temperatura de la un DHT22, de fapt ar trebui de la 2, doar că unul e simulat. Îi așez aici, am aici ceas, care se poate regla foarte simplu, din butoanele ăștia. Deci ăsta e doar de selecție, să zic, și ăsta crește. Te fac aici, deci 44, fac un 45. Apoi trec la... Bun. Ăsta e legat la un serial, software serial, la un SP8266, de fapt la mine VMUS, care trimite la canal ThingSpeak. Am combinat informațiile de la ce pusesem eu pe site, cum transmiterea date pe... Și așteptăm aici, asta, să vedem pe unde naiba. Asta. Imediat. Articolul ăsta. Aici era un singur DHT22. Eu am pus 2 și am mai modificat să trimit și către ThingSpeak. Aici. Cam asta e chestia. Am aranjat un pic. Dacă ne uităm pe serialul de la... Ăsta e de la DHT. Iar dacă mă uit pe... Schimbăm aici. 5. Să gândesc un pic. Deci dacă dăm un reset, să vedem că nu am cardul pus, dar sunt așezate aproximativ aici, trebuie să mai scad să fie, rest totul e în regulă. Și pe ThingSpeak asta e cel real. Iar cel ăsta e simulatul. L-am pus mai ciudat de la minus mult până la plus, să vedem dacă arată bine. Și arată bine.